Ia să văd ce mai este astăzi la televizor. Aoleu, ce se aude așa? Îmi sună cumva telefonul? Am primit un mesaj! Tila, tata Draculas! Salutare, sunt tata Draculas! Veniți rapid la mine acasă! Ce scrie aici? Aoleu, veniți rapid la mine acasă! Trebuie să mă duc să-i spun domnului Motan că ne-a dat mesaj tata Draculas! Domnule Motan! Domnule Motan! Domnule Motan, unde ești? Ești la calculator? Păi ce faci aici pe jos? Bă, microprocesoare, corbinar! Nu, 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 am învățat! Sunt băiat cu minte, sunt băiat cu minte! Jur, jur, nu! Domnule Motan, eu înțeleg că te-ai apucat de un curs de calculatoare, dar toată ziua am vorbit și numai despre cabluri și circuite. Bă, și cine a sunat? Și cine a sunat? Cine a sunat? Tata Draculas! Tata Rechin! Bă, nu! Eu nu mai vreau să merg. Bă, data trecută când am fost, am plecat de acolo cu 3 coaste rupte și fără dință în gură, bă. Eu nu mai vreau. Nu mai vrei, nu? Bă, n-avem ce face. Trebuie să mergem! Nu, eu nu merg. Fii atent. Întoarce-te puțin cu spatele, te rog. Ce o să faci? Întoarce-te cu spatele, am zis. M-am întors cu spatele. Domnul Motan, ce se aude acolo? Poți să mă întorc? Întoarce-te acum. Ce-i făcut? Eu nu plec fără calculator. Bă, ți-l... Domnule Motan, ți-l stric calculator. Nu pleci fără calculator. Vino cu aici. Bă, stai. Tipul normal. Stai pe masă aici, da? Sună... Aoleu, ce fac cu tine? Stai, domnule Motan, stai. Sună... Tata Dracula, stai. Trebuie să dau pe cameră. Așa, stai. Trebuie să întorc. Așa, stai că trebuie să-i arăt. Aoleu. Da, tata Dracula, uite, sunt aici cu domnul Motan. Stai să ți-l arăt pe cameră. Bă, nu. Uite, ți-l arăt acum. Bă, spune ceva. Nu-s aici. Cum să... Dai... Eu nu sunt aici, Dracula Sminti. Eu sunt plecat în oraș acum și eu nu sunt acasă, nu. Bă, tu știi că vorbesc cu el pe cameră și în momentul de față te arăt că ești aici pe cameră, nu? Zici, ceva frumos. Zic că de acum venim la el acasă. Bă, dar nu vreau să merg pe la el acasă. Bă, au spus că ne bate dacă nu mergem. Stai să întorc camera. Da, tata, Dracula, tata Rechin. Acum venim. Da, acum în 5 minute suntem acolo. Bă, nu-mi pasă dacă te legat de calculator, tu vii așa cu mine. Vino-mi coace, domnul Limotan. Acum. Hai, bă, vino-mi coace. Domnul Limotan, du-te și pune niște haine pe tine și hai să mergem. Eu mă duc să pregătesc mașina, tu pui rapid niște haine pe tine, hai. Așa, am pregătit aici mașina, e totul bine de plecat de drum. Trebuie să mă duc să le iau pe domnul Motan din fața casei. Domnul Motan, hai să plecăm la taică-miu odată. Bă, stai bă, că vreau să mănânc ceva mai întâi. Ia să văd ce ți-ai pus pe tine. Bă, deschide ușa asta. Bă, ce deschizi ușa? Bă, ți-am dat voie să deschizi ușa? Nu ți-am dat voie. Acum amândoi rămânem afară, deci rămânem afară. Domnul Motan, e cumva Halloween, nu? Am o întrebare, cumva Halloween, ce-i pus pe tine? Ce te-ai îmbrăcat, bă, un polițist? M-am îmbrăcat așa, pentru că... Ia uite, îți pregătit de luptă, bă. Bă, vrei să-l impresionezi pe tata Dracula, să-l recunoaști? Vrei să-i arăți că ești mai șmecher, nu? Decât da, mine. Bă, vreau să-l impresionez, bă. Ia curanga. Nu mai da, bă, curanga, gata. Bă, m-a săturat. Tu și tata Rechin... Tot mă batiți, bă. Dar arăt eu, bă, cine-i șeful? Ți vă arăt eu, bă. Stai, domnule Motan! Bă, ce faci? Domnule Motan, lasă mașina... Bă, lasă mașina în pace și hai să mâncăm, să mergem odată. Bă, dar mai avem mâncare? Da, bă, au rămas niște pizza de țară, dar fii atent. Hocus pocus... Op și așa. Lasă și mie, domnule Motan, lasă... Bă, distrugi pe aici masa, domnule Motan! Bă, stai bă cu minte și lasă-mi și mie pizza. Păcat, a fost cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată. A, da, ia-mă de aici, ia! Bă, aoleu, sună telefonul! Fă liniște! Da, tata Rechin, ce faci? Da, acum venim! Nu-i dezordine! Da, domnul Motan, acum plecam! Bă, nu mai mânca! O sună tata Rechin! Uite, spune-i ceva, domnul Motan! Tata Rechin, pregătește-te că
Atunci când o să vin la tine, ne luăm la bătaie. Ați interupe! Intrăm în tunel! Intrăm în tunel! Ne luăm la bătaie, a spus la mine. Tu ai nebunit? Cum să-i spui așa ceva lui tata Rechin? Vino încoace, vino încoace. Bă. Deci am un plan super special. Fii atent. Când îl vedem, o să-i zic că tu m-ai învățat, bă, să mă iau la bătaie cu el. Și o să-i zic că tu ai vrut să fac asta. Deci, așadar și prin urmare, tu o să-ți iei bătaie. Domnul Limotan, vino încoace. Mă duc să pun mașina înapoi. Gata, am întors mașina aici. Domnul Limotan, hai odată să mergem. Stai bă, că vreau să-i duc un cadou. Tata Rechin. Bă, ce cadou să-i duci lui tata Rechin? Bă, vino înapoi, domnul Limotan. Bă, un cadou micuț, pentru că știu că lui îi plac chestiile astea. Bă, ce-i aia? Bă, ce faci cu aia? Bă, nu te apropia prea tare, pentru că dacă... Ops! Bă, trecu scap! Limotan! Bă, urcă ți rapid în mașină, până noi împădează! Ce noroc ai avut! Domnul Limotan! N-am mai avut noroc în viață! Domnul Limotan, hai că am ajuns, trebuie să urcăm sus până la tata Rechin. Stai puțin să-l sun. Așa. Tata Rechin, am ajuns, uite, suntem la tine în bloc. Urcăm acum sus. Nu mai mergem, bă, dracu. Hai, bă, să ne oprim aici. Nu mai trebuie să mergem, bă, la el. Bă, scu' el la telefon. Stai mai întâi să închid. Tata Rechin. Domnul Dracula s-a zis că abia așteaptă să vă vedeți ca să vă batiți. Tata Rechin, acum urcăm. Bă, tu-i nebunit? Vrei să ne bagi în berele pe amândoi? Bă, baftă. Eu tot ce pot să zic e că... Îți plătesc eu mormântarea pentru că sigur nu pleci viu. Au. Hai cu mine sus, hai, trebuie să mergem sus la ultimul etaj. Bă, dacă te scări, deci nu puși ăștia un lift. Vamă, ce-am obosit. Stai că am obosit, domnul Limotan, stai puțin. Ai obosit? Da, urcă, cam rămâși pe mine până sus. Bine, bă, stai așa. Bă, ce faci? Bă, unde mă duc? Au! Domnul Limotan, caramă, bă. Ia, bă, du-te. Domnul Limotan. Bă, vino încoace, domnul Limotan, vino încoace, unde, da, te-ai scos ca șabolan, nu? Eu mă încoace, nu mă încoace. Nu mai da, nu, auleu. Hai, ridică-te, că avem treabă. Mamă, ce îmi place. Auleu. Bă, aici ai, domnul Limotan, nu te duci mai nu, sus. Nu, bă, e aici, zic eu sincer că e aici, ține o minte, cum să nu ține o minte? Bă, tata Rechin. Vezi că ești un om. Bă, ai grijă unde e, bă, tu nu stai aici. Alo, bună ziua. Tata Rechin, deschide. Bă, uite că ești un om. Iertați-ne, domnule. Cineva i-a furat apartamentul lui tata Rechin, bă. Nu știu ce s-a întâmplat, dar mi se pare foarte ciudat, așa domnule, că... Domnule, plecați rapid în casă. Nu suntem de la gaze. Bă, nu-ți dau voie să tragi. Nu, domnule, bă, auleu, bă, ce-ai făcut, tu gândești? Da. Fugi jos! Înțelegi că nu trebuie să furi casa lui tata Rechin. Bă, ăsta e etajul 7 și el stă la etajul 6. Jos, rapid! Bă, eu ți-am zis, bă, că stă la etajul 6, bă, hai să intrăm pe ușă, Tata Rechin, ce dor ne-a fost de tine, ia din brațe! Vino încoace și îmbrățișează-l. Nu vreau. Tata Rechin, de ce ne-ai chemat aici? Draculos, ascultă aici. Astăzi... Fac bărbat din ședin plăpându-o ăla de domn Motan. Astăzi mergem la vânătoarii de prieteni curcubeu păianjeni. Adică noi am bătut atâta drum ca să ne iei la vânătoare. Noi nu vrem să mergem la nicio vânătoare, nu-i așa, da, domnul Motan? Draculas, eu cred că o să ies pe ușă. Nu ești nicăieri, aulit! Bine. Mergem la vânătoare cu tine, da... Da, mai întâi nu mâncăm și noi ceva? Nu-i așa, domnul Limotan, ia zi? Da, nu-i așa că mâncăm și noi ceva. Bă, băieți, bă, oricum voiam să vă pun la masă, deci haideți la bucătărie, imediat! Acum, du-te, bă, la masă odată, hai! Bă, du-te! Domnul Limotan, hai să ne punem odată la masă! Să n-atingi nimic până nu vine tata Rechin, mă înțelegi? Ok, bă, fii atent. Mă duc repede până la baie. Tu ia și mănâncă fără mine și revin imediat. Bă, nu mă lăsa singur cu mâncarea, bă! Pa! Auleu, bă, și cu motanul ăsta, dar nu vreau să mănânc singur, deci o să-mi dea de mâncare. Sper să fii cea mai bună shawarma din lume. Sau un kebab, nu, o shawarma cu cartofi prăjiți. Mă, abia aștept. Ce se aude așa? Mamă, ce mai faci, tată? Drăculos! Da? Ești pregătit să mănânci ca un bărbat? Auleu, ce o să-mi dai de mâncare? Vezi bucata aia de carne crudă? Da. Am prins-o eu cu mânuțele astea, două.
acum 40 de ani, că mă... Auleu, tatarechin! Dacă nu mănânci, te fac eu să mănânci! Bine, o să mănânc, o să mănânc, dar aștept pe domnul Motan. Domnul Motan, hai odată! Nu, 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 nu. El deja și-o lua mâncarea. Acum urmezi tu să mănânci. Auleu, 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 bine, gata, bine, gata, gata, mănânc, mănânc, e bun, e bun? Deci cum trebuie să fac? Bagă în gură! Bine. Simt carnea în vene! Așa, bravo, sunt mândru de tine. Aoleu, bă, domnul Motan, bă, mai lăsa să mănânc o halcă de carne crudă, ce faci acolo? Bă, bă, las-mă, nu veni aici, bă, că dacă află că-s aici, mă omoară. Să nu vin, nu? Să nu vin. Bă, e acolo la ușă, bă, și ne cheamă. Dar nu vreau, dracu' ăsta. Băieți, ați venit odată! Bă, hai să mergem odată, bă, că nu o să mai scăpăm de aici. Da, tata Rechin, acum mergem, nu-i așa? Hai, haide, hai să ieșim, ieși, bă, pe ușă, ieși, Draculas, pe ușă. Da? Ești pregătit, da? Da, cel mai pregătit. Hai, bă, astăzi, dată, hai. Astăzi o să vânezi cu mâinile goale. Aoleu. Bine, bine, o să acceptăm, hai. Ești, bă, odată, bă, hai. Aoleu, domnule Motan, trezește-te. 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 Bă, suntem la noi acasă. Tată Rechin, de ce am venit la noi acasă? Bă, aici o să fie lupta. Cum? Da, noi n-avem nicio problemă cu prietenii curcubeu pe anjă, nu-i așa, domnul Motan? Așa e, dar nu mai vreau. Bă, de acum aveți amândoi probleme cu ei. Aoleu, domnul Motan, ai auzit? Scoate arma, scoate arma, domnul Motan. Pregătește-te că trebuie să... Împușcă-mă, că nu mai vreau. Nu mai vreau, așa. Bă, vine unul, vine unul! Du-te, dracul ăsta! Dă-i! Dă-i tata Rechin! Ia de aici! Stai că te ajut, stai că te ajut! Mă urc în spatele lui! M-am urcat în spatele lui! Mamă, ce puternică e! Ai, uleu! Bă, domnule Motan, nu ne ajuți? Bă, ce bună e pizza asta, bă, dracul ăsta! Mulțumesc că mi-ai... Au! Ia de aici, ia de aici! Dracul ăsta! Unde-i domnul Motan? Mănâncă pizza, nu știu ce face, hai să-i dăm... Cum adică mănâncă pizza? Dai, ce fa... Bă, mă mănâncă pe aia în genul, bă! Bă, m-a prins pe aia în genul, Dracula, să ajută-mă, m-a prins de picior! Stai că ajut acum! Ia de aici, pe aia în genul! Ia de aici! Bă, Dracula, Bă, domnul Motan, nu mai mâncat pizza! Auleu! Bă, Dracula, îl călăresc! Da, văd, hai că trag! Mai vine și greșori în tărătule! Bă, Draculas, ajută-mă! Te ajut! Tata Rechin, te ajut! Domnul Motan, vino, fă ceva! Ia de aici! Bă, m-am enervat, bă! Bă, unde fugi, tata Rechin? Bă, se bate! Hai să ne batem! Uite-l, ne ajută tata Rechin! Ia! Bă, ce-a făcut tata Rechin? Bă, l-a mâncat! L-a mâncat pe Orange! Hai, tata Rechin! Azi de aici! Bă, Draculas, bă, ia uite ce-am adus! Bă, Draculas, bă, ia uite ce-am adus! Nu fă asta! Draculas, ajută-mă! Te ajut, tata Rechin! Nu! Ce se întâmplă? Nu! Bă, domnul Motan, nu mai da cu bombi, chiar să ne distrugi cu mine! Da? Bomba aia a fost destul de mică, bă, ia uite, fii atent la asta! Domnul Motan! I-am omorât! Bravo, băieți, i-ați omorât pe toți! Cam acesta a fost episodul Vampiraj. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like, comentariu și desigur să nu uitați să vă abonați aici la frățiorul meu Sici, domnul Motan. Îi las canalul în descriere. Este cel mai tare vampiraj din lume. Vă iubim. Uhuuu!